Bună, dragilor, și bine v-am regăsit! Haideți să vedem cum veți sta din toate punctele de vedere. Voi, cei din Zodia Rac, sau care aveți ascendentul sau luna în Zodia Rac. După cum știți, dacă vă doriți o citire personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520, număr pe care îl veți găsi și în descrierea acestui video. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un coment sau să vă abonați acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Aveți și trei mesaje suplimentare. Vă revedeți sau vă reîntâlniți, să spunem așa, cu o situație din trecutul vostru care are legătură cu o siguranță financiară. Recuperați niște bani. Poate unii dintre voi, sau începeți un proiect sau începeți un loc de muncă pe care vi l-ați dorit de foarte mult timp, dar n-ați avut curaj sau nu a venit oportunitatea în momentul respectiv. Câștiguri financiare văd la voi, dar sunt câștiguri pe care parcă le-ați mai avut odată sau vi le-ați mai dorit odată. Energia pentru prima săptămână din luna februarie vine cu magicianul. Entuziasm, energie bună, noi începuturi. Primiți o ofertă foarte bună care să vă aducă o realizare extraordinar de mare. Chiar vouă și poate veni tot din partea unui semn de apă, rac, scorpion sau pești. Ceea ce va veni în această săptămână către voi o să vă aducă multă satisfacție, multă împlinire. Poate fi vorba de un câștig financiar, poate fi vorba de un proiect extraordinar, poate fi vorba de un drum. O veste pe care o așteptați, o schimbare benefică, dar văd că sunteți și foarte atenți la tot ceea ce vine, că vi se pare prea frumos să fie adevărat, analizați să nu fie vreo minciună sau vreo persoană care încearcă să vă tragă în jos, pentru că ați mai avut astfel de situații, ați mai întâmpinat și ați ajuns într-un mod de, nu știu, ați ajuns așa într-un moment de cumpănă, de disperare. Oricum ar fi, în alte situații va trebui să fiți foarte prudenți cu oamenii cu care intrați în contact, că nu toți sunt sinceri și onești față de voi. În a doua săptămână din luna februarie avem un 10 de spade. Încheiați un ciclu dureros, un capitol dureros și mergeți mai departe. Poate vă schimbați locul de muncă, poate vă luați gândul de la o anumită situație, poate pe planul sentimental v-ați săturat de o anumită evoluție sau de o anumită așteptare, sau vedeți că nimic bun nu s-a întâmplat sau nu se întâmplă în viața voastră și alegeți să puneți punct și să mergeți pe un nou drum. Da, să faceți schimbări benefice în viața voastră sau să vă acordați o șansă de a fi fericiți. Pentru că văd că aveți și anumite așteptări, ca totul să se îndrepte, ca totul să fie mult mai bine, mai bun în viața voastră sau să aveți mai multă susținere din partea oamenilor din jur. Poate aveți așteptări de la oamenii cu care ați discutat până în prezent sau pe care i-ați ajutat foarte mult, parcă așteptați așa să vi se întindă o mână de ajutor de acolo, de unde ați oferit și voi la rândul vostru. Pe de altă parte, veți fi surprinși de gesturile unor oameni din jurul vostru care intră în viața voastră și vă aduc foarte multă fericire, foarte multă împlinire. Pe planul dragostei, dorința voastră de a face o schimbare, de a ieși în evidență, cred că puneți mult mai mult accent pe persoana voastră. Vreți vindecare? Vreți să vă eliberați de anumite trăiri, sentimente, relații care nu v-au făcut bine? Puneți mult mai mult accent pe iubirea voastră, vă veți iubi mai mult, vă veți prețui mai mult, dar aici apare o șansă sau o dorință foarte mare sau o speranță foarte mare de a vă împăca cu cineva. Și veți atrage atenția acelei persoane, să știți. În schimb, nu va fi exact așa cum vă așteptați voi să fie, pentru că schimbarea este bună pentru voi. Pentru că nu o să mai suferiți atât de mult și parcă începeți așa ca o nouă viață, ca un nou capitol din viața voastră. În schimb, nu aveți mulțumire deplină vis-a-vis de anumite persoane sau vis-a-vis de persoana iubită de la care aveți anumite așteptări. Pe planul profesional aflați anumite lucruri și poate chiar începutul unui nou job sau un proiect personal,
aveți o intuiție foarte bună, primiți o ofertă extraordinar de bună. Aflați intențiile cuiva de la locul de muncă, văd un noroc neașteptat care vine așa pe nepusă masă, dar din nou văd precauție la voi, ca nu cumva să fie veste falsă, ca nu cumva norocul ăsta să fie trecător. Sau în momentul în care veți avea acest succes din punct de vedere profesional, să fiți atenți la oamenii falși care vor veni în preajma voastră, în viața voastră, să le urmăriți foarte atent intențiile, pentru că nu toți vor fi corecți. Pe planul financiar veți sta foarte bine, dar vă agită anumite cheltuieli sau o persoană cheltuitoare din viața voastră. Poate aveți un copil care are nevoi mari, poate aveți așteptări din partea persoanei iubite să-și asume anumite cheltuieli și nu o va face și de aici pot apărea niște discuții în contradictoriu. Sau poate unii dintre voi ați ajuns într-un moment în care spuneți, băi, fie ce o fi, asta e, dacă o să fi să mă descurc bine, dacă nu, nu, nu mai stau să-mi fac vise și speranțe că o să am mai mulți bani. Și dintr-o dată lucrurile se vor schimba. Deci în momentul în care vă detașați de situația aceasta și luați lucrurile ca atare, pentru că ori vă vine o sumă de bani de la cineva din jurul vostru, poate fi chiar și o persoană care vă iubește sau ține foarte mult la voi, ori apare o călătorie ca un cadou, ori voi veți fi cei care dați bani pe un drum care îl faceți, dar o să vă aducă și o siguranță financiară mai încolo. Pe sănătate, nu stați foarte bine, vă văd cu niște probleme, poate aveți tensiune ridicată sau prea mică, probleme cu circulația sângelui, dereglare hormonală, insomnii, dureri de cap, amețeli apar. Nu sunteți în cea mai bună formă pe sănătate unii dintre voi, dar până la sfârșitul intervalului începeți să vă reveniți în formă. Surpriza vine cu regina de spade. Soluționați o problemă pe acte, documente, hârtii, drumuri. Poate așteptați o autorizație, poate așteptați un răspuns, poate de la o clinică. Și aici vine surpriza că veți primi acel răspuns pe care îl așteptați. Da, dar văd și finalizarea unui proces. Poate aveți de face și cu un semn de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, sau un semn de apă, Rac, Scorpion, Pești. Poate vă împăcați cu persoana iubită, cu persoana pe care voi o iubiți. Aici este vorba și de o plată karmică, dar care vă aduce pe calea voastră. Pentru că unii dintre voi v-ați cam ați plecat un pic de pe calea voastră și acum cu anumite situații care vor fi, ca o veste neașteptată, un noroc neașteptat, o surpriză binevenită, vă aduce din nou pe calea voastră. Provocarea vine cu o veste care la prima vedere pare o veste bună, doar că noutatea aceasta vă duce într-o zonă în care nu știți exact ce să înțelegeți, ce să credeți. Jonglați, ba aș crede, ba n-aș crede, prea frumos să fie adevărat, sau e o situație care vă pune un pic într-adevăr în dilemă, în cumpănă. Poate fi vorba de un sprijin financiar, dar este o situație care vă îngrijorează. Poate fi o întâlnire sau exact cum v-am spus această veste, sau ieșiți în evidență, sau ieșiți, nu știu, atrageți atenția unei anumite persoane și vă îngrijorează că nu știți ce intenție are această persoană sau ce vrea cu adevărat de la voi. Sfatul este să vă urmăriți propriul interes, să fiți foarte atenți la oamenii din jurul vostru, pentru că vor fi persoane care vor încerca să profite de stabilitatea voastră, de funcția voastră, de atitudinea voastră, prietenia voastră și așa mai departe. Trebuie să țineți acolo, să fiți independenți, să nu apelați la nimeni și nici nimeni să apeleze la voi. Și să fiți atenți într-adevăr și de la o veste care vine de la o anumită persoană, pentru că vă îngrijorează. Văd că e o persoană care este importantă pentru voi. Poate așteptați anumite schimbări, poate vreți să vedeți adevărul dintr-o anumită situație, poate iese la iveală, oricum apare și energia aceasta,
Vă văd încrezător și lucrul acesta este foarte bun pentru că veți avea o liniște sufletească și un succes. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!